Partidul Vitara Național Comunist în România a fost comunistă de multe cratime, dar fără să ne mulțumesc. La fel, aceeași întrebare ca și colegul meu, dacă se aude în spate, dacă este în regulă. Mulțumesc. Exact ca și colegul meu, nu sunt istoric, sunt politolog și sper că nu l-ați crezut când a spus că sunt specialist în comunism românesc, dorea doar să evite întrebări incomode, ceea ce doresc și eu. Acum, voi discuta despre o dihotomie arhicunoscută, mai sigur, nu mai bine cunoscută de către istorici decât de politologi, și anume aceea dintre așa zisi comuniști nativi români, respectiv comuniști moscoviți, preponderent alogene, evrei, maghiari, germani, o distinție nu numai falsă, dar și periculoasă, distinție interesată și cu inflexiuni politice destul de consistente, mai ales după 89. De ce? Pentru că prin instrumentalizarea acestui tip de discurs, o parte din foștii demnitari ai regiunii Ceaușescu, sau mă rog, susținători al lui Ceaușescu, s-au erijat în postura de comuniști buni, dacă vreți, comuniști de-ai locului, cărora nu li se poate imputa o mare parte din atrocitățile și eșecurile regimului comunist. Și acum, totul a pornit, bineînțeles, mă rog, punctul de maxim, apogeul a fost în 1952 al acestei distinții, când, după cum bine știm, Gheorghiu deja a reușit să-i izoleze și să-i neutralizeze politic pe Ana Paucăr, Vasile Luca și pe Teohari Georgescu. Toți conduceau ministere cheie, Ana Paucăr externele, Vasile Luca finanțele și Teohari Georgescu ministerul de interne. Acum, de ce este falsă distinția aceasta? Pentru că rivalitatea dintre tabăra lui Dej și tabăra Anei Paucăr și al Vasile Luca a fost o rivalitate, în primul rând, politică și personală. Coloritul acesta ideologic a fost, mă rog, adus în discuție retrospectiv pentru a întări legitimitatea comuniștilor din tabăra lui Ceaușescu. Și nu numai român, pentru că ce se întâmplă? În prima fază, Miron Constantinescu s-a poziționat de partea Anei Paucăr, până a fost instrumentat de către Dej și a reușit să se... Și, de fapt, el a prezentat rechizitorul acela prin care Ana Paucăr era criticată acel. Apoi, Iosif Chișinevski, Leon Teraudu s-a aliat cu Gheorghiu Dej, cel puțin în primă fază. Și ca să încerc să fiu cât mai lapidar posibil, am identificat trei tipuri de discursuri interconectate asupra acestei false distinții, repet, din punctul meu de vedere, comuniști nativi versus comuniști moscoviți. Există, în primul rând, un discurs istoric, științific, obiectiv, care, sigur, pune această problemă. Și teme de genul acesta am găsit, sigur, și la domn profesor Florin Constantiniu, făcând abstracție de istoria excelentă pe care a scris-o și pe asupra căreia nu mă pot pronunța ca și dumneavoastră, la profesorul Stephen Fisher Galaț, care, în primul rând, exceptând faptul că anumite cărți ale domniei sale au trimiteri fie incomplete, fie false, domnul Stephen Fisher Galaț susține că în 1944 comuniștii moscoviți ar fi încercat la presiunea lui Stalin să dea lovitură de stat în România și să-i neutralizeze sau chiar să-i asasineze pe comuniștii români și pe grupul din închisori, cum era numit, pentru a impune direct voința politică a Moscovei. Acum, sigur că Ana Paucăr i-a reproșat lui Gheorghiu Dej oarecum voalat actul de la 23 august și schimbarea conducerii alese, adică asasinarea lui Ștefan Foiș. Dar, din punctul meu de vedere, acuzele pe care cei doi lideri și taberele din spate lor și le aduceau erau, în primul rând, personale și politice. Ambele tabere erau la fel de staliniste, ambele încercau să câștige simpatia și grațiile lui Gheorghiu Dej. Bineînțeles, există, nimeni nu neagă, o tabără de comuniști care au făcut școala Comiternului, au fost mai educați,
o altă facțiune care au stat preponderent în, în închisori. Dar grupurile acestea sunt foarte maculate, sunt foarte indistincte. Și de ce Moscova avea în primul rând încredere în activiști comuniști de origine evrească? Pentru că dacă ne uităm puțin în sociologie și în economie, lucrurile devin mult mai clare decât dacă punem problema pe terenul acesta teoretic al naționalismului. Minoritatea evrească era foarte bine educată, fapt care a avantajat-o. În al doilea rând, sigur, foarte mulți evrei din cauza persecuțiilor, nu milenare, să folosesc un termen pretențios, pe care l-au suferit, au chesat la ideea comunistă care promitea o lume post-naționalistă. Și atunci, bineînțeles că au fost niște activiști foarte fideli și la fel foarte educați, în care Moscova avea încredere și de aceea uneori a trimis, de exemplu a fost cazul lui Iraco și în Ungaria, să asiste la comunizările din statele satelit. Nu pentru că erau evrei și că ar fi existat o conspirație, ci pentru că erau foarte capabil din acest punct de vedere, mă rog, capabil între ghilime. Apoi, mai există un istoric american, David Floyd, care utilizează această distinție, Titu Georgescu și istoricii Bruce Courtney și Harrington, care au lucrarea aceea despre relațiile române-americane între anii 1940 și 1990. Al doilea tip de discurs pe care l-am identificat este un tip de discurs ideologic și care se revendică direct de la ideologia național-comunistă, ideologia ceaușismului. Acest tip de discurs extrem naționalist și cu valențe fascistoide, care după 89, când masca leninistă, să spunem, a căzut, deși nu era neapărat o mască, dar în fine asta e altă problematică, a devenit vădit populist, xenofob, antisemit, fascistoid. Ei, și discursul acesta ideologic, sigur l-am identificat și la Ceaușescu, care nu ezita să critique Comintern în perioada interbelică pentru faptul că a contribuit direct la slăbirea Partidului Comunist din România. Apoi la foarte mulți memoriști din perioada și oameni de stat din perioada Ceaușescu, la Gheorghe Apostol, la Maurer, la Paul Niculescu Mizil, nu mai intru în amănunte pentru că timpul nu permite, la Corneliu Mănescu, Paul Sfetcu, la Gheorghe Gaston Marin. Și acesta e un caz foarte interesant. Gheorghe Gaston Marin a fost evreu și membru al rezistenței franceze. Și tocmai el s-a găsit să vorbească despre comuniștii nativi și comuniștii moscoviți, care chipurile ar fi fost instrumentați de Moscova. Deci cazul lui contrastează flagrant cu discursul pe care îl pune în scenă. Și sigur, aici există cărțile lui Neagu Cosma și ale lui Ion Stănescu. De memorie există o carte care se numește, a lui Neagu Cosma, dacă nu mă înșel, Contribuția unor minorități naționale la bolșevizarea României. Și aici, dacă îmi permiteți, am să vă reproduc un fragment. Vom observa că în posturile de decizie se aflau prea puțini români, predominând alogeni, educați și formați pe alte meleaguri decât cele românești, în spiritul internaționalismului proletar, dar nu al solidarității muncitorești internaționale. El lansaseră deviza conform căreia patriotismul activismului de partid, al ofițerului și al funcționarului public se măsoară în funcție de gradul de atașament față de Uniunea Sovietică. Nu era internaționalist, nu iubea zgomotos Uniunea Sovietică, nu era un bun patriot român. Iar cei mai mulți dintre cei care ocupau funcții de conducere în partid și administrație erau și internaționaliști și devotați Uniunii Sovietice. Dar erau și destui români, am în vedere pe aceia care ocupau funcții înalte, în care mocnea furia că nu puteau împiedica înfeudarea țării față de marele vecin de la răsărit, dar muteau speranța că va veni și ziua în care jugul va fi scuturat. Deci, aici regăsesc în forma cea mai concentrată, dacă vreți, în forma cea mai pură, premisele de bază ale discursului acesta ideologic despre, mă rog, ceea ce am numit teoria grupurilor, această distinție între nativ respectiv moscoviți. Și sigur, ambii, și Cosma și Stănescu, au lucrat în cadrul securității și au avut funcții importante. Și la fel, Neagu Cosma susține că la începutul anului 60 securitatea a fost epurată pe criterii etnice. Dar, de fapt, a fost epurată pe criterii politice, pentru că, susține
dumnealui și iarăși, dacă îmi permite să citesc, măsura de epurare, mă rog, de reformare a vizat în principal pe ruși, pe evrei, pe românii căsătoriți cu rusoace, rămânând pe loc ungurii și secui, armenii, grecii și turco-tătarii. Dar, de fapt, ceea ce s-a petrecut, ceea ce am înțeles eu că s-a petrecut, a fost o eliminare a activiștilor fideli Moscovei, în primul rând. Deci decizia a fost pur politică, nu neapărat pe criterii etnice. Și a coincis cu reorientarea regimului Dej de o postură internaționalistă spre o postură mai naționalistă, mai autonomă. Și există discursul politic, care de fapt este un pandant al discursului ideologic despre această distinție și care intră în scenă preponderent după 1989 și l-am identificat în primul rând la România Mare, la Corneliu Vadim Tudor, la revistele Europa, Cuvântul, etc., etc. Și dacă îmi permiteți, încă un scurt citat din Corneliu Vadim Tudor în 1980. Ce scria Vadim Tudor într-o revistă care, mă rog, denumirea îmi scapă acum? Vadim Tudor lăuda partidul, dar datorită curajului său cu adevărat revoluționar, de a fi înțeles că o națiune nu se poate edifica decât prin oamenii locului, care s-au născut aici de sute și mii de ani și care nu părăsesc frontul muncii când dau de greu. Partidul știe toate acestea și multe altele, fapt care reprezintă temelia politicii sale de cadre. El știe bunăoară că onorile cele mai înalte trebuie să le primească cei care săvârșesc fapte patrioticești, după cum spunea cronicarul, nu vizitatorii aviz de câștig, dascălii de tarantelă democratică, înveșmântați în tartanul lor rău mirositorii, rosii străini de interesele acestei nații, cei care zornei din pinte nitrufie și amețesc pe unii cu patriotismul lor deșeftar. Noi nu avem nevoie de leneviți profeți, de iude care nu au dimensiunea jertfei românești în sângele lor ușor de cumpărat. Deci e un discurs legionaruit. Mi se pare destul de evident acest lucru. Și pentru a nu intra foarte mult în amănunte, aceste trei tipuri de discursuri suprapuse reprezintă un fals istoric, dar având în spate mize politice concludente. Sigur, și poate și științifice, rescrierea istoriei și distorsionarea ei pe aceleași criterii național-ceaușiste sau național-comuniste și după 1989. Deci, pentru a încheia, ca să ne încadrăm cât de cât în timp, distinția aceasta pentru mine reprezintă o falsă tipologie și una instrumentalizată, în primul rând, politic, pentru a crea scandaluri politice care, sigur, decă pe urma cărora beneficia imaginea Partidului România Mare și a lui Vadim Tudor, dar și pe criterii oarecum istorice pentru a se continua distorsionarea istoriei recente pe coordonate ceaușiste și după 1989. Ok, vă mulțumesc. Deci acum este 16.20 până la 16.45, deci o mică modificare, ar fi 25 de minute. Domnul moderator, vă rugăm la